Primăria Municipiului Timișoara demarează programul de stropire a străzilor. Din cauza disconfortului termic ridicat, se va interveni pe principalele străzi și bulevarde începând de luni, 1 iulie. De asemenea, sunt vizate arterele, unde se înregistrează un trafic mai intens, care determină și un nivel mai ridicat al temperaturilor. Campania de stropire a străzilor se va derula în lunile iulie-august. Activitățile de stropire vor fi efectuate în prima jumătate a zilei pentru a maximiza eficiența și a evita aglomerarea traficului la orele prânzului. Totodată, intervențiile vor fi programate ținând cont de perioadele de caniculă.